Până în prezent, instituția prefectului Alba a parcurs toate etapele din programul calendaristic privind alegerile parlamentare. A fost finalizată și procedura de achiziție publică a tipăririi buletinelor de vot, contractul în valoare de peste 75.000 de lei, revenind societății albaiuliene Unirea Press. Listele permanente, cuprinzând aproape 320.000 de conjudățeni cu drept de vot, au fost comunicate primăriilor din județ, iar până la 30 noiembrie vor fi tipărite peste 700.000 de buletine de vot. La nivelul județului sunt 439 de secții de votare, 111 în municipii, 71 în orașe și 257 în comune. Totodată, listele cu propunerile pentru desemnarea președinților și locțiitorilor secțiilor de votare a fost comunicat autorității electorale permanente în vederea analizării și avizării. Ce să mai spun? Total, juriști înscriși pentru listele propuse, deci listele pentru președinții secțiilor de votare, este număr de 199, iar persoanele, lista persoanelor cu reputație bună în localitate pentru posturile, sau să zic eu, pentru vicepreședinții secțiilor de votare este de 937, deci avem 1136 în total. Astăzi și mâine, biroul electoral de circumscripție se completează cu reprezentanții partidelor, iar în 10 noiembrie va fi stabilită prin tragere la sorți ordinea în care vor fi tipărite numele candidaților pe buletinele de vot. Instruirea președinților și locțiitorilor secțiilor de votare se va derula în perioada 37 decembrie, iar distribuirea buletinelor de vot se va face vineri 7 decembrie.